este un mare fotograf al faunei mari africane, a fost pasionat de astronomie și a realizat fotografii extraordinare. În 92-93 a apărut o carte extraordinară despre fotografia de mare rezoluție la Cambridge, în engleză. Deci, domeniile în care a lucrat au fost foarte diferite. Lumea microscopică, lumea planetelor, lumea marilor animale africane, e unic. Există un fotograf de păsări, unul de mamifere, unul de peisaje, dar nu să faci și microscopie și filme microscopice și fotografii de planete, fotografii care au fost publicate. În Africa s-a dus la un moment dat mai aproape de vremurile noastre să filmeze o eclipsă singur în brusă noaptea, fiindcă cerul este foarte limpede, foarte curat, fără lumini, fără nimic. Secvențele astea au fost incluse într-un film celebru, Gheara Ședintele. Domnul Vergescu a fost un mare profesor, nu numai de biologie. El a fost cel care a predat primele cursuri de fotografie biologică pentru cercetătorii francezi de biologie. A scris manuale, a publicat articole, a publicat articole despre aparatură, despre modul de fotografiere. El spune că a fost un amator, dar de fapt el a frecventat Institutul de Optică de la Sorbona înainte de a-și lua licența în științe naturale. A pus așadar pasiunea în tot ce a realizat, în toate domeniile, și a fost răsplătit pentru realizările lui, și mă refer aici la o recunoaștere în lumea științifică. Știu că în 2000, cu ocazia celei de 80 aniversări, Uniunea Astronomică Internațională a acordat numele lui Jean Dragescu unui asteroid. A primit și alte distinții, premii, ca o recunoaștere pentru meritele sale. Sigur că da, a avut palmele academice, a avut diverse premii și pentru opera zoologică și pentru fotografie, foarte multe, cred că zeci de premii a avut. Câteva mai deosebite, la care sigur ținea, categoric numele său, fiind dat de un asteroid, l-a mișcat foarte mult și a dat seama că totuși ceea ce a făcut a avut importanță, a contat. Dincolo de eruditul om de știință care este Jean Dragescu, cum este omul Jean Dragescu? Este altruist, ambițios, vanitos, comunicativ, prietenos? Cum l-ați caracteriza? După mine este un fermecător care poți să vorbești lucruri extraordinare, care își povestește cu un talent real istoriile astea africane. A fost ambițios, fără îndoială, dar o ambiție care nu s-afișa cum s-afișează de obicei.